cu doamna senator Doina Elena Federovici. Era acum câteva minute o melodie pe fundal foarte tristă și mă gândeam de ce ați ales o melodie tristă când cu toții trebuie să fim veseli. Suntem împreună, suntem acasă și când spun acasă, spun mediu prietenos. Vreau să urez și eu bun venit tuturor copiilor și celor din județ și celor din afara județului. Să felicit și eu minunații organizatori. Săptămâna aceasta am mai participat la un eveniment similar, aș putea spune, pentru că pe 3 decembrie a fost Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități și vrem să vă arătăm că suntem alături de domniile voastre și vrem să vă arătăm că ne pasă. Evenimentul similar a fost însă în municipiul de Rohoi. O altă fundație, un alt ONG, a împlinit 10 ani de activitate în județul nostru și am felicitat și pe dumnealor pentru modalitatea și maniera în care se apleacă și lucrează pentru aceste minunate persoane. Vreau să vă felicit pentru modul în care vorbiți lumii despre aptitudinile și despre performanțele dumneavoastră. Despre ceea ce aveți de oferit și mai ales pentru faptul că nu cereți mare lucru în schimb. Spunea domnișoara Mihaiescu, mă uit aici pe acest material scris de domnia sa, că nu cereți decât libertatea de a vă autoreprezenta și bunăvoința de a fi ascultați. Noi suntem aici să vă ascultăm și să facem tot ceea ce ne stă în putință ca viața domniilor voastre în fiecare zi să fie măcar puțin mai bună. Vă felicit, vă doresc succes. Scrie acolo un eveniment al solidarității. Suntem aproape de dumneavoastră. Am încercat să fiu și eu alături de organizatori susținând puțin acest mic festival, dar binele când este făcut se face din suflet și încercăm și noi să punem suflet în tot ceea ce facem zi de zi, nu doar pentru dumneavoastră, ci pentru noi toți. Vă doresc succes și să aveți o zi încununată de mii de binecuvântări. Succes! Domnul prefect, haideți să vă luăm un scurt interviu. Sunt manifestări multe și mari la care poate n-ați avut timp, dar la aceasta, la un festival care a început modest, cum de ne onorați cu prezența și cum de onorați acest festival cu prezența? Este extraordinară inițiativa celor care s-au ocupat de activitatea de astăzi, cu atât mai mult sunt persoane cu dizabilități și cred că trebuie să-i tratăm ca pe semenii noștri. Mai ales fiind și anul european al cetățenilor. Nu face niciun fel de discriminare și trebuie să primim cu emoții astfel de aici. Mulțumim frumos! Mă aflu aici și în calitate de parlamentar, dar în primul rând în calitate de medic-pediatru. Și mă uit cu multă apreciere și cu mult drag la ceea ce poate să facă o mână de oameni inimoși și cum poate o mână de oameni cu multă bună credință să facă cunoscută lumii întregi problema lor. Este vorba de persoane cu nevoi speciale, dar care au reușit prin perseverență să se facă cunoscuți, să arate lumii întregi câte lucruri se pot face dacă îți dorești cu ardoare să ajuți și pe alții. Aș vrea să spun, Mihaela, m-a impresionat profund. În primul rând, tema acestui festival m-a impresionat profund alegerea numelui fundației tale, organizației non-guvernamentale pe care o conduci. Și așa cum știi și tu foarte bine și cum știm cu toții, Ichthys, peștele care a reprezentat simbolul întâilor creștini, așa se identificau în catacombele
vechi rome, practic, probabil, n-a fost ales fără semnificație, ci pentru că peștele reprezintă libertatea, mișcarea. Acest lucru vă arată și ne arată că prin credință poți să ajungi pe unde? În primul rând în suflete. La nivelul Parlamentului fac parte dintr-o echipă de colegi și colege care împreună cu Sanghivașe încercăm să facem mai mult pentru copiii cu nevoi speciale. Mă bucur să aflu de existența dumneavoastră, de preocupările dumneavoastră și mai departe să le transmit către Parlamentul României și în felul acesta poate veți fi invitați acolo să susțineți un program și să demonstrăm întregii țări ce multă valoare se creează aici prin dumneavoastră. Vă doresc multă sănătate! Vă doresc să aveți sărbători cu bine și pentru că vine Crăciunul și pentru că vine un an nou, vă doresc la mulți ani și Mihaela, ai în noi un sprijin real, atât politic cât și aici pe plan local civic. Mult succes!